thank you vestea cea bună de astăzi este că încep în sfârșit lucrările. Care va fi programul și ce se va întâmpla de fapt acolo? Așa este, o veste foarte bună și vine odată cu, spun eu, o sărbătoare a tinerilor, 2 mai, pe care noi așa o vom serba la până în anul 2017, cu demararea efectivă a lucrărilor complexului sportiv, investiții așteptată de mine, de 17 ani, dar în de tinerii Comunei Cumpăna care niciodată nu au avut la Cumpăna un teren teren sportiv amenajat după standarde, spunem noi, europene. Complexul sportiv, acum acesta se numește Sfântul Nicolae, așa a fost el, botezate către Consiliul Local al Comunei Cumpăna. Vom vedea în timp ce nume de mare sportiv va primi acest complex al Comunei Cumpăna. Este în valoare de 4.224.000 de euro, din care cofinanțarea Comunei Cumpăna. Este de 198.000 de euro. Valorile sunt mari, sunt generoase, pe care administrația publică locală a Comunei Cumpăna nu și le-ar fi permis de acum în 30 de ani să facem, să strângem bani doar numai pentru acest complex, deoarece el este generos. Este construit pe o suprafață de 27.000 de metri pătrați, având în componența sa nu pur și simplu un teren de fotbal, fotbalul fiind sportul rege. Însă, pe lângă acest teren de fotbal, avem teren de rugby, avem uh, teren de uh, handbal, de volei, de basket, dar în același timp piste de atletism pe care cum până nu le-a avut până în acest moment și sunt patru piste de atletism, avem în același timp terenuri de tenis, tenis de câmp, tenis de masă, frumos amenajate și ce este frumos este ca orice complex sportiv care se respectă are un spațiu al administrației complexului care constă nu doar în biroul directorului clubului sportiv Victoria Cumpăna, club al comunei Cumpăna, deci al administrației publice locale, ci tot ceea ce înseamnă condiții civilizate pentru arbitri, pentru oaspeți, dar și condiții civilizate de igienă corporală a tuturor sportivilor. Pe lângă acestea, complexul, construcția administrativă pe plus 3 etaje va fi dotată cu 20 de camere de cazare să nu mai trebuiască să cheltuim bani pentru cei pe care îi găzduim la activitățile sportive în Comuna Cumpăna. Este o invitație la sport, în primul rând, pentru cei care, care învață, care trăiesc aici și atunci nu mai am nicio scuză să spună că nu you <laughs> nu vor face nimic pentru, pentru sănătatea lor și pentru, pentru, pentru a fi mai activi. Ce le spuneți celor care până acum încercau să găsească scuze sau să meargă în alte localități, să meargă la alte cluburi? Iată că la Cumpăna există așa ceva ce nu există nici măcar la Constanța, în momentul de față. Sportul este un mod de viață la Cumpăna, este principiul după care doamna Elena Frâncu, omul sportului constanțean, ne-a și învățat, este cetățeanul de onoare al Comunei Cumpăna, și tocmai de aceea, activitatea sportivă este vie la Cumpăna. Cu alte cuvinte, îi îndemnăm să facă sport, minte sănătoasă, în corp sănătos, nu o spunem noi, ci înaintașii noștri. Și tinerii Comunei Cumpăna au rezultate sportive la nivel național și internațional, în toate sporturile, începând de la uh, Juan Chido, uh, Ruibi, king box deci sporturi care nu sunt la îndemâna tuturor și culminând cu grația uh, gimnastei, uh, gimnasticii ritmice uh, a dansului modern, care este tot un sport. Deci, îi invit, în primul rând, pe părinți să-și de copiii să facă sport, să înscrie încă de la vârstele preșcolare, pentru că așa se fac selecțiile la cumpăna. Și atunci când ai uh, doi profesori uh, care sunt campioni uh, europeni la gimnastică, ritmică la scrimă, pe cum sunt profesorii Elena Vlad și Bezem, este este păcat să nu beneficiem de această resursă umană care înseamnă copiii comunei Cumpăna, tinerii comunei Cumpăna, dar nu numai precum și Profesionalismul acestor maestri al sportului românesc. Și o ultimă întrebare. Au început, încep lucrările acum, dar când se pot aștepta toți acei tineri și copii să meargă să facă sport acolo? Într-un an de zile va fi uh, terminat proiectul nostru, uh, și ce trebuie să știe că uh, cele două săli, dar de fapt trei săli de sport, de la nivelul Comunei Cumpăna, când vremea nu este bună, le permite tinerilor să facă sport în acestea. Sala de sport numărul 1 din Cumpăna, în centrul comunei, sala de sport Elena Frâncu, lângă, dacă vreți, complexul acesta sportiv care se va construi în acest moment, deci pe șoseaua străjii, lângă parcul din localitate, dar avem sala de sport din cadrul campusului școlar al comunei Cumpăna, care este la fel de generoasă și nu stă decât la dispoziția tuturor. Ba invităm Sportivii județului Constanța să organizeze și să participe la toate competițiile sportive, în parteneriat cu primăria și Consiliul Local Cumpăna, aici, acasă, unde sportul se află. Deci, în partea stângă se află locația pe care va fi uh, construit complexul sportiv. Uh, el este, amplasamentul este în formă de L. Uh, în capătul uh, din partea stânga uh, se vor construi spațiile de cazare, iar în fața noastră, uh, efectiv, complexul sportiv cu toate terenurile Cu povinte, uh, peste un an și ceva, sportive. aici, aici vor fi o grămadă de copii și de adulți care vor face sport. Da, așa ne, dura, ne dorim într-un an să fie, să fie gata, asta este și perioada de execuție pe care au uh, licitat-o pe care a licitat-o constructorul. sperăm să totul să decurgă conform contractului și într-un an de zile investiția să fie uh, pe locație.